Bună, dragilor, bine ați venit la canalul Columbofil Junior, așa cum v-am promis. Și am văzut că am strâns ceva like-uri și ceva vizionări, pentru asta țin să vă mulțumesc. Astăzi o să vă prezint femelele din matca de 2017, rasa Rândunele de Saxonia. Și o să vă prezint prima femelă. E o femelă foarte tânără, o femelă de 2016. Această rasă este una mai sperioasă. Avem și cea de-a doua femelă pentru matca de 2017. Vedeți, acolo se uită, s-au apropiat, pentru că în partea din stânga mea se află masculii. Cum v-am zis, e o femelă la fel, de 2016. Și cea de-a treia femelă din matca de Rândunele de Saxonia. Aceasta e o femelă de 2015. Și această rasă mi este foarte dragă. Deci avem a treia femelă. Una stă sus acolo. Și mai avem două aici jos. Cea de-a patra femelă pentru matca de 2017. La fel de frumoasă, încălțături mari, calută bună, musca bună. Deci avem patru femele. Și cea de-a cincea femelă pentru matca avem aici sus. Nu vor să stea, exact cum v-am zis, e o rasă mai sperioasă. Avem aici 5 femele. Masculi avem numai 4, pentru că intenția e ca doar 4 perechi să oprim pentru matca de 2017. Așa că o femelă o avem disponibilă pentru un crescător care ar avea nevoie de o femelă din această rasă. Așa cum v-am promis, am făcut și acest video cu alte femele din rasa, cu alte femele din rasa Rândunele de Saxonia. Promit că să mai fac un video cu alte femele din altă rasă, în funcție de like-urile pe care le vom primi. Până data viitoare, eu vă urez toate cele bune!